Magie în lumină rece și caldă, un brad sub care copiii își pot pune o dorință, elemente de decor în premieră pentru călărași, toate acestea au fost amenajate în Târgul de Crăciun 2021. Consiliul Județean Călăraș anunță că târgul se va deschide oficial pe data de 17 decembrie, începând cu ora 18, și își va închide porțile în ultima zi din an. Urmează zilele acestea ca producătorii de obiecte specifice sărbătorilor de iarnă să se instaleze în cele 11 căsuțe ale elfilor, ies la Mântuitorului să prindă contur, iar căsuța lui Moș Crăciun să fie așezată la loc de cinste. Din data de 22 decembrie, în mijlocul târgului de Crăciun, va fi amplasată scena pe care vor urca micii colindători ai județului, dar și artiști îndrăgiți. Spectacolele se vor desfășura în zilele de 23, 24 și 25 decembrie, respectiv 31 decembrie 2021.